Bine ai venit la un nou episod de Vorbă cu Antreprenorii. Ține aproape pentru că urmează un invitat extraordinar. Dragi prieteni, iată-ne din nou la un interviu la De Vorbă cu Antreprenorii. Astăzi l-am alături de mine pe colegul meu de la BizClub Iași, Daniel Cioancă. El este antreprenor în domeniul IT. Bine ai venit, Daniel! Bine te-am găsit, Călin! Daniel, știi care e prima întrebare pe care adresez oamenilor care vin aici la De Vorbă cu Antreprenorii? Întrebarea sună foarte simplu. De ce te-ai făcut antreprenor? Foarte simplă întrebarea și răspunsul nu este așa de simplu. Mi-amintesc de anii de liceu, mi-amintesc de anii când făceam, ca să zic așa, primii pași, n-am descurcat pe cont propriu. Mi-amintesc de anii de facultate în care am decis din primul an că nu vreau să fiu susținut de părinții mei în facultate. Și am decis pentru asta să merg pentru anumite munci sezoniere chiar în Statele Unite. Deci ai fost și în Statele Unite. Da. Am mers acolo. Am efectuat diverse activități, gen traducere, ghid turistic, tot felul de alte lucruri. Stai. Cu siguranță astea toate au pornit de undeva. Ai avut un model în familie sau de unde e sămânța asta? Pentru că din ce observ eu, ai sămânța asta antreprenorială de mic. Așa este. Am avut niște modele. N-am avut modele de antreprenoriat în familie. Tatăl meu a avut un job de inginer. M-a făcut cu pasiune lucrul acesta. Mama mea a fost în domeniul economic. În schimb, de mic am avut anumite persoane în mediul meu care m-au ajutat să cresc. A fost un fel de Kiyosaki. Kiyosaki avea un tată bogat și un tată sărac. Deci ai avut modele în jurul tău. Da, cu siguranță. Au fost niște modele care m-au determinat să-mi doresc. Și chiar mi-am dorit la o vârstă fragedă să-mi iau viața pe cont propriu. Fratele meu este în mediul corporatist. Am trăit și eu experiența corporatistă, dar pentru un termen foarte scurt. Și am realizat foarte repede că nu este un mediu prielnic pentru mine, nu este un mediu în care să mă pot desfășura. Spune-mi, unde ai ajuns? Ai pornit de mic copil pe calea antreprenorială, ai ajuns să lucrezi în corporație și uite că după aceea ai devenit antreprenor. Da. Am fost o vreme plecat în Statele Unite, timp de mai mulți ani. Acolo am lucrat în diverse poziții de management, în contabilitate, în zona financiară. M-am întors în țară și primul job antreprenorial, primul proiect antreprenorial a fost o firmă de training. Mai ales aici în zona Moldovei, Iași, Bacău, Suceava, se simțea nevoia prin anii 2005-2006 de o firmă care să ofere workshop-uri profesioniste pentru comunicare. Adică ai vrut să duci partea educațională la următorul nivel. Exact. Și întâmplarea a făcut că am avut lângă mine un consultant american de făcea training în peste 60 de țări cu multinaționale precum McDonald's. Am învățat de la el foarte mult și am început ca și branch manager pentru România la firma lui de consultanță. Wow! Acesta a fost primul pas spre antreprenoriat. N-aveam șefi. Bun, dar a fost și primul pas spre antreprenoriat, dar totodată a avut pe partea educațională un mentor foarte bun, un mentor potrivit pentru creșterea ta. Am întâlnit mulți antreprenori care, nefiind în mediul potrivit, nepunând adevărat preț pe educație, a stagnat sau n-au știut unde să meargă mai departe cu business-ul. Și exact, acesta a fost un caz care m-a conștientizat. La un moment dat, business-ul este limitat de antreprenorul din spatele lui. Da, cred că de multe ori întâlnim și am văzut multe cursuri spus asta. Spune chiar Andy, spune chiar Laurent, spun mulți antreprenori, inclusiv John Maxwell are o lege care se numește legea capacului, care spune că, până la urmă, business-ul e limitat de nivelul antreprenorului. Hai să ne apropiem un pic mai mult de microfon. Da. Să revenim la segmentul IT. Am ajuns segmentul IT dintr-o întâmplare. Mai întâi am vrut să mă angajez într-o multinațională de IT.
Am considerat aceasta un pas necesar ca și experiență. Această experiență nu a durat mult și, cum spuneam mai devreme, am știut imediat că nu este locul meu acolo. Dar cineva care pleca într-o corporație de IT se pregătea să deschidă o firmă și mi-a propus să-l ajut pe partea de vânzări, partea de project management. Multă vreme eu am trăit cu ideea că nu poți fi într-o firmă de IT dacă nu ai terminat automatizări calculatoare sau dacă nu ești programator. Aceasta a fost hai să spun pentru un secret, mine chiar zilele blocaj. Zilele trecute, într-una dintre discuțiile cu un om important din IT, spune așa: marea provocare în IT nu e să nu găsești IT. Marea provocare în IT e să găsești oameni care înțeleg IT-ul și au cunoștințe auxiliare, gen marketing, vânzări și așa mai departe. Așa este. Din ceea ce am trăit și eu, subscriu 100%. Este un domeniu care se mișcă foarte repede. Până la urmă, cu cei mai buni programatori, nu ai garanția succesului. Pe lângă cei mai buni programatori, trebuie să poți să ții aproape de client, să poți să ții ritmul cu el, să poți să anticipezi următorului nevoi. Și partea de analiză a business-ului este fantastic de importantă. Degeaba poți să îi pui în brațe o soluție IT performantă dacă nu înțelege cu adevărat procesele de business. Exact, exact. Vreau să te întreb, odată ce astăzi ești antreprenor, care e stadiul companiei tale în acest moment? Câți oameni, cât sunteți, cum v-ați dezvoltat, unde ați ajuns? În momentul de față suntem undeva la 20 de oameni, lucrăm pe două continente, avem o echipă de marketing și vânzări în Statele Unite, dar și o echipă tehnică acolo, care asigură suportul clienților noștri on the ground, ca să spunem așa. Dar, bineînțeles, un birou suport aici în Iași, un birou de programare în special, birou în care a trebuit să recrutăm programatori talentați, dar nu doar atât, ci care să înțeleagă ce este important pentru clientul american, de ce este importantă comunicarea cu clientul și ce este important să o facă și programatorul, nu doar cel de pe vânzări sau cel de la customer support. Momentul de față, ca și diferențiere de multele companii din acest sector foarte prolific. Se întâmplă mulți programatori, adică multe firme din România știu să facă un lucru, să facă outsourcing și atât. Exact, exact. Noi am ieșit din zona de confort, din zona de outsourcing și ne-am dus în două direcții. Una, am deschis o platformă gen Uber sau, aș spune chiar, gen Black Cab pentru Iași. O platformă, bineînțeles, construită de noi, dar adaptată la niște nevoi locale. Adică n-am vrut să preluăm un model american doar de dragul de a-l prelua, ci am vrut să-l adaptăm la nevoi pe care noi le știam aici în Iași. Persoane care doresc să-și trimită copiii la școală cu o mașină sigură, cu un șofer verificat, în condițiile traficului din Iași în continuă creștere, am putut să facem lucrul acesta și să creștem susținut pe o nișă pe care nici nu o vedeam la început identificată. Să știi că, stând de vorbă și cu alți antreprenori, au început să conștientizeze cât de mult contează să identifici o micronișă, poate o super nișă, o nișă a nișei, care totodată să fie poate și un trend sau să conștientizeze cei care sunt potențiali clienți că au această nevoie. Un alt proiect la care lucrăm cu pasiune și de care mi-e foarte drag să vorbesc, pentru că este foarte drag nouă, este un proiect numit Season Glow. Acest proiect presupune un prototip hardware. Ce am ieșit din zona de software. Deci ați ieșit și mai mult din zona de confort. Exact. Business-ul s-a dezvoltat pe soft, după aceea ați dus mai departe, ați creat produsul propriu și ați mers înspre exact. Cu acest prototip, care are ca funcționalitate de bază reproducerea condițiilor meteo într-o cutie închisă. Toată lumea ne întreabă, bun, și la ce folosește asta? Da, exact, pare interesant. Sunt mai multe aplicații, una pentru zona ambientală, are sunete naturale, are lumini naturale. Da, deci, până la urmă, poate să fac asta la nivel de cameră. Se poate crea o dimensiune a produsului mai mare. Da, noi ne-am gândit ca și dimensiune mai mare pentru zona de recepție la corporații, dar în varianta minimală ne dorim acest produs pe noptiere pentru cei care au probleme cu somnul, să le creeze o anumită stare de bine, o stare care să-i ajute să se calmeze și să poată să aibă un somn mai de calitate. Ca și antreprenor cu multe idei.
De ce nu duceți la nivelul următor? Să am într-o cameră vară, într-o cameră toamnă, într-o cameră iarnă? Orice este posibil. Noi am vrut sau la nivel de hotel. Noi am vrut să mergem în direcția următoare. Sunt țări nordice care au foarte puțin soare. Sunt țări în care plouă foarte mult și le putem aduce soarele în camera lor. Așa este. Genial. Unde suntem cu acest proiect? Foarte interesant. Am fost deja în Statele Unite cu el. Am discutat cu foarte mulți investitori. Am primit un feedback pertinent de la piața țintă. A fost foarte bine primit și am primit mai multe sugestii de îmbunătățire, atât pe partea de design, cât și pe partea de funcționalitate. În momentul de față aplicăm pentru o linie de Disruptive Innovation la Comisia Europeană. Wow. Acest proiect va primi răspunsul în lunile următoare și cu aceste resurse suplimentare suntem pregătiți de faza comercială acestui prototip. Mi se pare că ai avut o traiectorie foarte mișto. Bine, aș putea adăuga și că alte atribute la cariera ta antreprenorială. Dar totuși, dacă ar fi să-l dăm celor care ne urmăresc câteva sugestii, câteva idei, câteva sfaturi, două, trei lucruri care pe tine te-au ajutat să ajungi acolo unde ai ajuns, care ar fi aceste lucruri care pe tine ca antreprenor te-au ajutat? Mulțumesc de întrebare. Cele două, trei sugestii care eu le-aș avea pentru un antreprenor aflat la un nivel oarecare în business-ul său, pentru a crește, pentru a se dezvolta, să nu se oprească din a citi, din a dezvolta, din a căuta să se autodepășească în zonele pe care știe că nu le stăpânește foarte bine, dar chiar să creadă în echipă. Sunt momente în viața de antreprenor în care echipa nu face, echipa nu știe, echipa nu poate. Dacă tu, care ești omul din spatele business-ului, descurajezi cu privire la echipa ta, cu siguranță acest sentiment va fi resimțit. Da, se resimte după aceea și în interacțiunea în echipă. Și oricât ai încercat să pansezi ulterior, nu va avea efect. În același timp, aș zice că în zona aceasta de IT și tot vorbeam de outsourcing mai devreme, eu cred că ar fi mult mai multe inițiative de a porni un produs. Cu siguranță am auzit în stânga, în dreapta, foarte multe idei interesante de produs. În schimb, din păcate, foarte mulți încearcă să perfecționeze atât de bine acel prototip încât nu mai ajung cu el efectiv la piață. Uh-huh. Nu mai ajung să-l pună în mâna antreprenorului. Adică fă un MVP asta, cât mai repede. Exact. Un produs... Exact. Iterează mai des, pune în brațe clienților fără să fii preocupat că nu e designul cel mai bun, că nu este ultima funcționalitate care o ai în cap. Încearcă să pornești cât mai mic pentru a adăuga doar acele funcționalități cerute de client și nu doar ceva care poate să fie o prejudecată în mintea ta. În mintea noastră. Da. Știu că ești mai nou unul dintre proprietarii clubului Biz Club din Iași. Ești unul dintre oamenii din IT care uite că s-a apropiat foarte mult de acest concept de networking, adică a dus conceptul de networking de la rețele de calculatoare la conceptul de networking între oameni. Spune-mi, cum crezi tu că îl avantajează apartenența la un club de networking pe un om care lucrează în IT, poate pentru un antreprenor care lucrează în IT? Cei din IT multă vreme au impresia că ca și apartenență îi poate ajuta doar un accelerator de firme de IT, doar o asociație profesională care se cuprinde doar firme de IT. Experiența mea în Biz Club, pe care împărtășesc cu plăcere, este că experiența în IT este foarte bună, dar dacă te rezumi a socializa, a face networking doar cu firme de IT, ești foarte văduvit. Ești foarte sărăcit de o perspectivă mai largă. Este foarte util să reușești să stabilești o relație corectă de business și să înțelegi ce înseamnă un parteneriat pe termen lung cu firme din afara zonei de IT. În felul acesta, și din experiența ca proprietar al francizei din Iași, coproprietar împreună cu Răzvan și cu Bogdan, a fost foarte interesant îmbinarea între noi trei. Răzvan are business pe offline, Bogdan are promovare online, iar noi suntem firmă de software. Deci împreună am reușit să găsim acea valoare adăugată pe care să ne aducem unii altora, pe care să o dăm membrilor noștri și pe care să o putem crea, de ce nu, și altor firme de IT. Adică până la urmă, relațiile, contactele care se pot obține prin aceste întâlniri depășesc cu mult granițele României. Foarte multe firme de IT zic, de ce aș veni la o întâlnire Biz Club când eu vreau să vând
în afara în țării. Portugalia, unde vreau să, Statele Unite, vreau să vând. În Canada. Exact. Cine va înțelege mie nevoile? Dar doar venind la aceste întâlniri pot să vezi cât de nelimitat este acel plafon al lucrurilor care se pot obține atunci și când mai mulți oameni se pun la masă. Feedback de la oameni care poate nu sunt în Statele Unite, dar pot să-ți dea un exact. Feedback care să-ți ajute produsul. Pentru tău. O firmă de IT este atât de valoros un feedback de la cineva care nu are deloc habar despre fenomen, care pune pentru prima oară mâna pe produsul tău și care poate să-ți demonteze foarte multe lucruri care tu le-ai gândit, bine intenționat, că vor ajuta și de fapt sunt un minus. De fapt, să creeze confuzie, să creeze o stare de disconfort clienților produsului tău. Daniel, ultima întrebare pentru tine. Care a fost un moment de răscruce în cariera ta antreprenorială? Cum l-ai rezolvat și ce ai învățat din asta? Trecut în primul proiect antreprenorial, cel de care am vorbit mai devreme legat de firma de training, prin acea perioadă foarte interesantă de criză, 2008-2009, aveam mai multe contracte semnate cu multinaționale, contractele erau în vigoare pe următorii 3 ani. Și au căzut training-urile. Au căzut training-urile din birou de la București sau de oriunde erau multinaționale, era foarte simplu. Din pix tăiem training-urile ca să nu dăm oamenii afară. Exact. Și atunci brusc ne-am trezit afectați în business-ul nostru. Și atunci am înțeles ce important este planificarea. Ce important este să-ți planifici activitățile din timp și să ieși din sfera urgentului. Să te concentrezi pe ce este cu adevărat important, să pui cărămidă cu cărămidă pentru direcția pe care vrei să mergi. Ce este în dreptul meu, am văzut că este foarte greu și care cred că ar ajuta pe foarte mulți antreprenori, este să spui de vreme nu. Să spui de vreme nu. Da, nu fac asta, pentru că eu mă concentrez aici. Aici vreau să dau 100%. Și chiar dacă unii vor pleca de la tine, vei pierde business, vei fi apreciat de alții pentru că te-ai diferențiat, pentru că știi mai bine și mai clar în direcția în ai care vrei să mergi. Claritate în business. Exact. Mulțumesc. A fost pentru noi, dragi prieteni, Daniel Cioancă de la If Then Wow, una dintre companiile respectate de aici de pe piața din Iași, piața internațională până la urmă. Îți mulțumesc tare, tare mult și te mai așteptăm la De Vorbă cu Antreprenori. Mulțumesc, Alex. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i share și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Totodată te invit atât în comunitatea noastră de pe Facebook, cât și pe site-ul nostru www.devorbacuantreprenorii.ro.